Bă, să ridice mâna sus ăla care n-a copiat niciodată la școală. Ăla eu, poate or fi câțiva dintre voi, nu zic, dar cred că pot să vă număr pe degete. Cât despre mine, trebuie să recunosc că am copiat un pic. Ok, bine, poate un pic mai mult. Ok, bine, dacă iau în considerare și bacul și facultatea, am copiat destul de mult. Dar oricât de mult aș fi copiat, chiar de mă apuc acum și mai fac 3 facultăți, tot n-am cum să ajung la performanța lui Vijay. Ce ai, frate, că Vijay ridicase copiatul la rang de artă și alta nu. Bă, frate, de când îl știu, și îl știu de câțiva ani, că vorba aia, am făcut liceul și facultatea împreună, eu nu l-am auzit niciodată să zică: bă, Jimmy, trebuie să învățăm la biologie, bă. În schimb, ce zicea era: bă, Jimmy, cum copiem și noi la biologie, bă? Iar prin biologie, înțelegi orice examen sau lucrare am fi avut. No, și acum, atunci când copiezi, singura ta grijă e să nu te vadă profesorul. Nu contează dacă te văd colegii, pentru că colegii sunt de partea ta. Ori dacă nu sunt, mă refer la aia care n-ar copia niciodată, o regulă nescrisă spune că niciodată, bă, dar niciodată, nu-ți dai în gât colegul care copiază. Ok, dacă ești la un examen de admitere, o olimpiadă sau ceva unde ești în competiție directă cu ăla care copiază, da, acolo poți să înțeleg. Dar altfel, regula rămâne în picioare. Nu, dar ce te faci atunci când unul dintre colegii tăi încalcă cu nesimțire această regulă? Ei bine, dacă e să mai aud pe Vijay, dezlănțui iadul și îl faci să regrete ziua în care a învățat să vorbească. Fix așa s-a întâmplat și în clasa 12-a, atunci când Catârca l-a dat în gât pe Vijay la ora de fizică. Ce a urmat? Iadul și alta nu. No, dar înainte să vă zic cum a început războiul dintre Vijay și Catârca, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet, pentru ca nimeni rău intenționat să nu-ți fure datele personale. Iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi site-uri de streaming sau știri. Ba mai mult, poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix, chiar și alea care nu sunt disponibile în România. Sau poți găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau cazări, ăștia având, de obicei, prețuri diferite în funcție de țara de unde cumperi. În plus, dacă vrei să fii sigur că datele tale rămân ale tale, poți alege Surfshark One, care, pe lângă VPN, vine și cu antivirus și alerte în timp real în cazul în care datele tale au fost compromise de anumite site-uri. Nu, dar acum, cât costă toată nebunia asta, că imaginez că nu vrei să spargi o avere pe un VPN? Ei bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul JIMMYHEX, vei primi 83% reducere plus 3 luni moca. Iar dacă nu ești mulțumit, poți să ceri banii de bere înapoi, că ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere, folosește codul JIMMYHEX și bucură-te de primele 3 luni gratuite și 83% reducere la lunile următoare. No, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, povestea de azi începe undeva prin clasa 12-a. De fapt, dacă stau să mă gândesc, începe undeva prin clasa 9-a, dar în clasa 12-a situația a degenerat de-a dreptul. Vezi tu, după cum spuneam, Vijay era un adevărat maestru între ale copiatului, iar în cei 4 ani de liceu a copiat la toate materiile la care putea să copieze. Acum, copiatul nu e știință exactă. Uneori merge, alteori nu merge, uneori copiez de 5, uneori copiez de 10, alteori nu pot să copiez deloc. Așa că notele lui Vijay erau ceva de genul: azi lua 4 la matematică că era matematică și n-avea ce să copieze, mâine lua 10 cu japoneza la română. Pe de altă parte, Catârca Cristina, pe care vă aduceți aminte probabil din povestea cu teza la matematică, era tot cilara clasei, stătea toată ziua cu caietul în brațe și avea numai 10 pe linie. Rar se întâmpla să ia un 8 sau 9 și atunci începea să plângă de ziceai că a venit sfârșitul lumii. Singura ei consolare în momentele astea era faptul că, deși a luat doar nota 9, doar cu ghilimelele de rigoare, măcar a luat cea mai mare notă din clasă. Dar faza e că din clasa 9 și până în clasa 12 s-a întâmplat de câteva ori ca Vijay să ia notă mai mare decât ea. Gen, Catârca lua 9 la teză la română, Vijay cu japoneza lui împușca zecarul. Motiv pentru care cred eu că a dezvoltat o mare ciudă pe Vijay, ciudă pe care a ținut-o secretă până în clasa 12. Prima dată când i-am văzut ciuda ieșind la suprafață, eram în clasa 12 la ora de română și tocmai urma să primim rezultatele la teză. O săptămână înainte, dădusem teza la română, iar eu și cu Vijay copiaserăm ca nemâncații cu ambele mâini. Bă, și să apucă profa să citească notele. Georgescu, 5. Costache, 7. Jimmy, 9. O lucrare foarte bună, bravo. Zic, nu, ce ai mâncat să aștălpili tale, doamne? Mulțumesc, doamna! Ce ai, frate, că nu mai văzusem notă de 9 de mai bine de jumătate de ani, ești de bun?
Oproiu, 6. Vijai, 10. Bravo, cea mai bună lucrare, felicitări! Zic, băi, ești de bun fire al dracu, Vijai! Dar asta era... Mulțumesc, doamnă, mulțumesc! Chiar că dacă aș ști că niciodată am învățat pentru teza asta! S-a văzut, da, sunt mândră de tine, felicitări! Și eu sunt mândru de mine, doamnă, mulțumesc! Bă, dar în momentul ăla o văd pe catârcă, cum se întoarce la noi, roșie ca un ardei iute și încruntată toată de ziceai că acum mai plezdește fruntea. N-a zis nimica, dar i-a aruncat lui Vijai o privire de ziceai că acum mai sare la gât. Dar până să sară, profa face... Cristina! 8! Bă, frate, când a auzit 8, catârca a sărit ca arsă de pe scaun, era... Cum, doamnă, 8? Că eu am făcut tot, nu se poate! Ai făcut o lucrare foarte bună, într-adevăr, dar ai avut câteva mici greșeli la început. Bă, și în momentul ăla, catârca, cu lacrimi în ochi, a lăsat ciuda să iasă afară din ea, era... Nu se poate, doamnă, că eu am învățat, am făcut tot, alții copiază și iau note mai mari decât mine, nu se poate! N-a dat nume ce-i drept, dar eu și cu Vijai eram singurii care luaser note mai mari decât ea. Vijai era... Mă, tu în gură să vezi ce-i fac în pauză. La care profa de română... Cristina, despre ce vorbești? Cine copiază? La care catârca, cu degetul acuzator ridicat asupra noastră, face... Ei, doamna, ei copiază, zic... Tai să-mi bag... Vijai era... Ce-ai, catârcă? Nu e, doamna, e nebună, noi n-am copiat nimică. La care profa de română... Cristina, de unde știi că au copiat? I-am văzut, doamnă, cum numai dumneavoastră nu-i vedeți. Aici a greșit-o sincer că practic a făcut-o pe profă oarbă, lucru care a enervat-o oleacă, așa că face... Cristina, ce spui tu, e o acuzație gravă. Ce dovadă ai că au copiat? Ce dovadă? I-am văzut cu ochii mei. Păi și dacă i-ai văzut, de ce nu mi-ai spus atunci? Păi n-am... Ce ai, frate, că i-a dat direct fazan la care Vijai? E nebună, doamnă, e ciudă că am luat noi mai mult decât ea. La care profa de română, sătulă probabil de subiect, face... Cristina, nu-i frumos să vorbești așa de colegii tăi. Te rog frumos să-ți ceri scuze și altă dată să nu-i mai acuz fără dovezi. La care catârca, rămasă fără replică, s-a pus cu capul pe bancă și a început să plângă. În timp ce profa de română a continuat nervoasă să citească notele. Marinescu, 7. Ionescu, 5. În fine, se termină ora, îți dai seama cum a ieșit profa din clasă, Vijai direct. Catârca, ferio, drecu, ce-ai fătea gura pe dinainte? La care catârca, cu gura mare... Doamnă, că eu mă chinui să-mi văd și voi copiați fără niciun stres la toate lucrările, nu? Și ce treabă ai tu făcut ce facem noi, a? Păi am că nu-i corect să luați notă mai mare decât mine. Ietați-vă la aia, dar ce fă e vina mea că ai luat tu 8? Păi da, că nu-i corect. Și vezi cum vorbești, că eu am vorbit frumos cu tine, da? Ce să văd, fafiria, drecu? Ai grijă ce mai scos pe gură, că dai grav cu mine, ta zic. Hai bă, Jimmy, la o țigară, că m-am enervat. Iete, drecu, nu-i mai ajunge care numai 10 pe linie. Acum am crezut că catârca a înțeles. Vorba aia, toată lumea știe că nu e bine să te pui rău cu Vijai. Bă, dar peste câteva zile aveam teză la fizică cu nevasta lui Einstein. Și la asta teza avea două părți. O parte de teorie plus o problemă. Dacă făceai toată teoria, luai nota 7, iar pentru mai mult trebuia să faci și problema. Eu și Vijai îți dai seama că nu ne făceam speranțe la problemă, dar teoria speram că reușim să o copiem de undeva. Și acum, când eram eu în clasa 12, tocmai începuseră să apară telefoanele astea, smartphone cu touchscreen, cu ecran mare, cameră, toate astea. Iar Vijai tocmai își luase un Nokia N95, N97, nu mai știu, ultima șpiță, oricum. Așa că, cu o zi înainte de teza la fizică, vine la mine și face: bă, Jimmy, fii antenă, mi-am pus toate astea pe telefon. Zic, ce astea, mă? Astea, mă, cursurile, toată cartea de fizică, ești nebun? Zic, așa și... Cum așa, mă, ferial, drecu? Păi mâine la fizică bacă adevăratul, ești nebună toată teoria. Zic, bă, tu te-ai, drecu. Da, bosule, uite-te și tu, am toate cursurile, ia uite, toată cartea ce ai. Zic, bă, dar dacă te vede profa? Ce să mă vadă, bosule, că-i zic că-i calculator, știa, cu smartphone-uri, cu d-astea, ești nebun și tu. Acum, cei drept pe vremea aia, cum abia apăruseră, profesorii încă nu știau ce la smartphone sau ce poți face cu el. Vorba aia, Einstein nu știa ce la Windows, da, păi ce la smartphone. Și în plus, la teză, profa de fizică ne lăsa să folosim calculatorul, așa că planul lui Vijai nu suna rău deloc. Zic, bă, voi fi tu prost, Vijai, dar măcar să ai luat telefon, deștept, vezi, poate nu-mi dai și mie, că o iau după catârca și te spun că copiezi. Da, bosule, ce ai? Bag o pagină, poc, o dau la tine, o bași și tu, ce vorbei, frățică, că aveai 7-le asigurat, ești nebun? Bă, și vine teza la fizică. Ce vorbești, frate, că planul lui Vijai mergea ca pateu întins pe pâine, ești nebun?
El copia din telefon, eu copiam de la el, băgam amândoi carne mâncații. Numai că Vijay s-a apucat el să spună planul și la alții prin clasă, că mai erau vreo 2-3 cu telefoane de-astea. Și presupun că schema a ajuns cumva și la urechile lui Catârca. Bă, și eram, băgasem cam jumătate teorie, când dintr-o dată o văd pe Catârca cum sare în picioare, ridică degetul acuzator asupra noastră și face: "Doamna profesoară, Jimmy și Vijay copiază!" Zic: "Hai să mă..." Ce-ai, frate, că profa era deja în picioare, venea săgeată spre noi. Vijay intrase în panică, nu știa să bage telefonul în buzunar, să nu-l bage. În final, a decis să-l bage, lucru care n-a fost prea inspirat, că profa l-a văzut cum a ascuns ceva în buzunar și acum era: "Ce faceți voi aici? Hai, hai, scoate repede ce ai în buzunar." "Dar nu e, doamnă, că... "Ce nu e, mă? Hai, scoate repede ce ai băgat în buzunar." Să apucă ăsta, scoate telefonul și ce mai avea în buzunar era: "Nu e, doamnă, că n-am, uitați, noi nu copiem." Zic: "Da, doamna e nebună, întrebați-o și pe profa de română, că la fel a făcut și la română." La care Catârca: "De pe telefon, doamna, au teoria pe telefon și copiază de acolo." Zic: "Hai să mă..." La care profa: "Cu telefon? Ia, 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 dă telefonul încoa." Dar nu e, doamna, că nu, uitați că nu, ce să copiez cu telefonul." "Mă, dă telefonul încoa când zic." Îi dă Vijay telefonul, bă, da, profa nu știa să-l deblocheze, era: "Cum să, Cristino, ia, aprinde asta." Bă, și dă telefonul lui Catârca, zic: "Hai să-mi bag, Vijay e firia dracu, spune-mi că ai parolă." Dar ce parolă, frate, că Vijay n-avea nicio parolă. Așa că Catârca deblochează telefonul și face: "Uitați, doamna, uitați, are toată teoria aici." La care profa: "Păi bine, mă, nesimțiților, cum vă permiteți, mă, afară, ieșiți afară." "Dar nu, doamnă, că n-am." "Ce n-ai copia, mă, 3, ai nota 3, afară, ieși afară." Zic: "Doamnă, dar eu nici n-am." "Ce n-ai, mă, afară, ieși afară." Ce dracu era să mai facem? Ne-am strâns lucrurile și am dat să ieșim afară, în timp ce Catârca prânja ca o hienă. Vijay era: "Sper că ți-ai spus rugăciunea, firia dracu." În fine, ne ducem noi supărați la baie să fumăm o țigară. Vijay era: "Mamă, tongură, o rumă, o rumă, tongură." Zic: "Bă, cum dracu, mă, să ne dea în gât așa, bă, ce nesimțită, frate, frustrată de aia." "Lasă-mă, tongură, lasă că vede ea, mă, mi-a mai stricat și combinația cu telefonul, a dracu." Zic: "Dar și tu ești prost, ce dracu te-ai apucat să spui la toată clasa de schema cu telefonul?" "Păi am zis și eu, bosule, am zis lui Gogu, bă, l-ai zis lui Unghe, mamă, o rumă, o rumă, tongură." Zic: "Ce dracu să-i faci, mă, ce poți să-i faci?" "Ce-i fac? Las că vede ea, mă, fii atent, săptămâna viitoare avem teză la mate, nu?" Zic: "Da, și?" "Fii antenă, păi mă apuc și fac niște copiuțe de alea mici, formule, alea, toată cartea de matematică, și înainte de teză, mă duc și le bag în banc." Zic: "Da, mă, și ce crezi că o prinde Einstein?" "Păi mă ridic, bosule, la mijlocul orei zic: domn profesor, Catârca copiază, ia uite ce are în bancă." Zic: "Da, mă, că ai și ce să copiez, abate." "Are, bosule, cum, formule alea, teorema lui Pitagora, așa facem, vorbesc cu Gogu să o cheme înainte de teză până afară și poc, îi bag copiuțele în bancă." Zic: "Da, mă, bine, dar chiar, noi ce dracu facem cu teza la mate?" "Facem pe dracu, mă, să-l ia dracu și pe ăla." Nu, și uite, așa am demarat noi operațiunea Catârca copiază. Nu mi se părea mie cel mai bun plan, dar l-am lăsat pe Vijay să-și facă damblaua. Ce vorbești, frate, că a făcut ăsta un dita tank-ul de copiuțe? Nu știu ce copiuțe, că nu m-am uitat peste ele, dar să dea dracii de nu făcuse toată cartea de matematică. Apoi a vorbit cu Gogu să o cheme pe Catârca până afară în pauza de dinaintea orei de mate, că Sanchi trebuie să vorbească ceva cu ea, moment în care el i-a zvârlit rapid tank-ul de copiuțe în bancă. Până aici totul era bine. Bă, da, vine Einstein, începe în teza, ce-ai, frate, că Vijay nu mai putea, nici nu l-a interesat de teza lui. Stătea ca pace, așteptând cu nerăbdare momentul potrivit să-i spună lui Einstein că Catârca copiază. Eu, în schimb, am încercat să fac ceva pe acolo, să copiez de la unul, de la altul, dar mare lucru n-am făcut nici eu. Bă, și eram undeva, cred că de vreo 20 de minute în teză, când dintr-o dată îl văd pe Vijay cum sare în picioare și strigă în gura mare: "Domn profesor, Catârca copiază!" Ce ai, frate, că jumătate de clasă a început să râdă. Einstein era: "Catârca, ce?" "Da, domn profesor, Catârca, uitați-vă la aia, are copiuțe în bancă." Catârca nu înțelegea: "Ce?" Bă, dar din reflex, din curiozitate, nu știu, bagă mâna în bancă și scoate un teanc de copiuțe. La care Einstein, care era deja lângă ea: "Ce s-a luat, Catârca?" "Da, nu știu, domn profesor, că nu s-a ale mele." "Cum să nu fie ale tale dacă ești cu ele în mână?" "Nu știu, domn profesor, că nu, eu n-am copiat." La care Einstein: "Mai și minți, ești o nesimțită și mai și minți. 4, ai nota 4." Dar nu, domn profesor, că nu... Ei mi le-au pus!" Arătând cu degetul către Vijay, care se chinuia din răsputeri să nu rânjească. Einstein era: "Cum adică, de ce?" "Dar domn profesor, că ei am cam zis la doamna de fizică că copiază și acum ei mi le-au pus." La care Vijay, cu gura mare peste ea: "Domn profesor, minte! E o mincinoasă și mai și minte!"
Dar nu, domn profesor, că ei mi le-au pus. Ce nu mă tași, dracu, firia dracu de mincinoasă? Einstein deja nu mai înțelegea ce se întâmplă și cum ca târca și vijai tot urla unul la altul ca la piață, în final face... Știi ceva? Gata, hai, amândoi afară, hai. Dar de ce, domn profesor, că eu... Niciun dar, gata, hai, amândoi afară. Păi ce, ori e școală, ori ce e asta, piață, afară. Pe vijai nu prea le interesa oricum, așa că a ieșit fluierând. Catârca, în schimb, a dat-o pe boceală pe d-alea, dar în final n-a avut încotro și a ieșit după Vijai. Acum, nu știu dacă Vijai și Catârca s-au luat la bătaie afară, dar cert e că am auzit câteva înjurături venind de pe hol. Nu, și uite așa, s-a ales Catârca cu 4 în teză la matematică. Mă rog, și Vijai, dar Vijai oricum tot 4 lua și de nu-l dă de afară. Cât despre mine, dacă tot am rămas în clasă, am mai copiat de la unul de la altul și, în final, am împușcat cinciarul. Să fie primit, trăiască Einstein. Ce pot să vă spun sigur e că, din ziua aia, Catârca nu l-a mai dat niciodată în gât pe Vijai. Pa mai mult, nici măcar n-a mai vorbit cu Vijai. Acum Vijai, care nu e omul să țină ranchiună, a mai încercat să se bage cu ea în seamă. Mi-aduc aminte că, la următoarea lucrare, i-a zis: Catârca, ia zi fă cum copiem și noi, copiuțe, servite, cum facem? Da, Catârca s-a făcut că nu-l aude. Nu, și cam asta e povestea de azi. Nu uita să intri pe linkul din descriere, să bagi codul Jimmy Hex și să profiți de oferta celor de la Surfshark cu 3 luni moca și 83% reducere la lunile următoare. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani faini, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. Ah, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijai, așa că nu da banii pe prostii, ia tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, Vijai e băiat bun și acceptă multe, poți să-l înjuri, poți să-i furi bitcoinii, dar să nu te pună necuratul să atentezi la metodele lui de copiat, că nici în iad nu scap de el, ești de bun. Cheers!